Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, suntem în Duminica a doua postului mare, a doua etapă, în pregătirea noastră pentru sărbătorile pascale. De fiecare dată, duminica, atunci când venim la biserică, obișnuim să aducem cu noi și problemele, și crucile, și preocupările noastre, prezentându-le lui Dumnezeu și, eventual, așteptându răspuns la ele. Evanghelistul de Marcu, în Evanghelia de astăzi, ne prezintă că și apostolii erau la un moment dat într-o criză, erau descurajați, nu știau de ce îl urmează pe Hristos. Și ia trei apostoli, Petru, Ioan și Iacob, și Iisus se schimbă la față înaintea lor, arătând strălucirea gloriei Tatălui. Avem și noi de învățat din această scenă, punând și aducând cu noi problemele noastre, să ne gândim că Dumnezeu ne rezervă pentru noi glorie, dacă îl urmăm cu fidelitate pe Iisus. Pentru fragilitatea noastră, pentru toate păcatele cu care l-am supărat pe Dumnezeu, îi cerem iertare acum pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului Tău, ca purificându-ne privirea lăuntrică să ne putem bucura de vederea gloriei Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei.
În zilele acelea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham și i-a zis: Abraham. El a răspuns: Iată-mă. I-a zis: Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și du-te în ținutul Moria și adu-mi-l acolo ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Când au ajuns la locul pe care li-l spusese Dumnezeu, Abraham a zidit acolo altarul și a așezat lemnele. Abraham și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Abraham, Abraham. El a spus: Iată-mă. Și i-a zis: Să nu-ți ridici mâna asupra tânărului și să nu-i faci niciun rău, căci acum știu că te tem de Dumnezeu și nu l-ai cruțat pe unicul tău fiu pentru mine. Abraham și-a ridicat ochii, a privit și iată, un berbec era în spatele lui, prins cu coarnele într-un tufiș. Abraham s-a dus, a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham și i-a zis: Mă jur pe mine însumi, oracolul Domnului, pentru că ai făcut lucrul acesta și nu l-ai cruțat pe unicul fiu al tău, te voi binecuvânta și îți voi înmulți descendența ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și descendența ta va stăpâni cetățile dușmanilor săi. Prin descendența ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că ai ascultat de glasul meu. Cuvântul Domnului. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Eu mi-am păstrat credința chiar și atunci când spuneam: Sunt foarte umilit. Lucru de preț este în fața Domnului moartea credincioșilor săi. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul Tău, eu slujitorul Tău și fiul slujitoarei Tale. Tu ai desfăcut legăturile mele, îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El care nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine ne va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cuvântul Domnului. Thank you.
Glasul Tatălui din nor spunea: Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus deoparte pe un munte înalt, numai pe ei, și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare, atât de albe, cum niciun albitor de pe pământ nu le putea albi. Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Iisus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Iisus: Învățătorule, e bine că suntem aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De fapt, nu știa ce să spună, căci îi cuprinsese frica. Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră și din nor a fost un glas: Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu vestească nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul omului va fi înviat din morți. Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă a învia din morți. Cuvântul Domnului. Învățătorule, e bine că suntem aici. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite, preacucernici părinți, iubiți credincioși, este bine că suntem astăzi aici, că ne-am adunat pentru a lăuda împreună pe Dumnezeu. Este bine că suntem la Sfânta Liturghie pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și pentru a frânge pâinea. Astăzi suntem în duminica a doua din timpul postului mare, un timp în care Biserica ne îndeamnă să renunțăm la preocupările sau la obiceiurile noastre care ne țin departe de Dumnezeu și în schimb să le înlocuim cu altele care să ne apropie de Dumnezeu, cum ar fi postul, rugăciunea și pomana. Și am putea compara acest drum al postului mare cu urcarea pe un munte. În primul rând, atunci când urcăm pe munte, nu luăm cu noi decât strictul necesar. Nu avem nevoie de alte obiecte, pentru că acestea ne-ar împovăra drumul. La fel, în timpul postului mare, trebuie să renunțăm la lucrurile care ne sunt de prisos și să le dăm de pomană celor care nu au. În al doilea rând, atunci când urcăm pe munte, este important să luăm cu noi și ceva hrană. Dar trebuie să mâncăm cu măsură,
pentru că dacă s-ar întâmpla să mâncăm prea mult, nu ne mai putem continua drumul. Acest aspect ne face să ne gândim la post. Însă postul nu cuprinde doar abținerea de la mâncare sau băutură, ci și abținerea de la ceea ce ne ține departe de Dumnezeu sau de ceilalți. Iar aceste lucruri pot fi poate telefonul sau poate televizorul sau poate un viciu. Și în al treilea rând, atunci când urcăm pe munte, trebuie să avem mereu în minte ținta noastră, locul în care vrem să ajungem. Timpul postului mare este prin excelență un timp în care trebuie să avem mintea înălțată spre Dumnezeu, adică să ne rugăm, pentru că rugăciunea aceasta înseamnă înălțarea minții către Dumnezeu. Dacă vom parcurge acest drum al postului mare, ținând cont de aceste lucruri, vom ajunge la sfârșit pe vârful muntelui, care nu reprezintă altceva decât învierea. În prima lectură am ascultat cum Dumnezeu îl provoacă pe Abraham pentru a-i pune credința la încercare. Dumnezeu îi lansează lui Abraham o provocare: să-și jertfească fiul, care este moștenitorul promisiunii. Iar Abraham are încredere în Dumnezeu și este gata să împlinească tot ce acesta îi va cere. Însă când Abraham este pe punctul de a-și jertfi fiul, Dumnezeu îl oprește. Însă Dumnezeu apare totuși aici ca o persoană care provoacă. Și pare că Dumnezeu ne provoacă adesea și pe noi, atunci când suntem încercați de un necaz sau de o suferință. Noi cum răspundem? Abraham ascultă glasul lui Dumnezeu, nu întoarce spatele. Oare la fel se întâmplă și cu noi? Sau poate că noi arătăm cu degetul spre Dumnezeu? Însă trebuie să știm un lucru: nu Dumnezeu este Cel care ne trimite răul. El doar îl poate permite. Și dacă Dumnezeu permite ca noi să fim încercați, tot El ne dă și harul necesar pentru a putea trece de această încercare. În Evanghelia de astăzi, Iisus îi încurajează pe ucenici. Le dă parcă un impuls pentru a merge mai departe. Iisus ia trei dintre ucenicii Săi și merge deoparte, pe un munte înalt. Muntele reprezintă un loc de singurătate, de izolare, dar în același timp este și un loc de întâlnire, de întâlnire cu Dumnezeu. Și are loc aici un eveniment miraculos. Iisus se schimbă la față și hainele Lui devin strălucitoare și apar alături de El Moise și Ilie. Și se aude o voce din cer: acesta este Fiul meu cel iubit. Vedem însă în această relatare imposibilitatea evanghelistului de a descrie în cuvinte această scenă. Gloria lui Dumnezeu este atât de mare încât nu poate fi comparată cu ceva omenesc. Veșmântul lui Iisus este mai luminos decât ar putea cineva să descrie. Această descriere a splendorii lui Dumnezeu ne duce cu gândul la înviere. Însă, între această schimbare la față atât de frumoasă și înviere, va exista mereu o altă față a lui Iisus. Va exista o față nu atât de frumoasă. Va exista o față desfigurată, torturată, disprețuită, însângerată de coroana de spini. Tot trupul lui Iisus va fi ca un lucru din fața căruia să-ți întorci capul. Două transfigurări și în mijloc Iisus răstignit. Crucea. Trebuie să privim mult la cruce. Pe cruce este Iisus, Dumnezeu. Acesta este Fiul meu cel iubit. Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși, în care Tatăl își află desfătarea. Fiul lui Dumnezeu a fost dat la moarte
pentru ca noi să primim iertarea. Ne spune Sfântul Paul, pe Cel care n-a făcut păcat, adică pe Iisus, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru ca noi să fim mântuiți. Câtă iubire! Să contemplăm aceste două fețe a lui Iisus, cea transfigurată și cea disprețuită, iar acestea să ne încurajeze să mergem înainte pe drumul vieții noastre. Să ne încurajeze să cerem iertare pentru păcatele noastre și să nu mai păcătuim. Să ne încurajeze mai ales să avem încredere, pentru că dacă El s-a făcut păcat, este pentru a lua asupra Sa păcatele noastre. Și El este dispus mereu să ne ierte. Însă noi trebuie să cerem acest lucru. De aceea, timpul postului mare este cel mai potrivit pentru a ne schimba, pentru a ne converti. A ne converti, spunea Papa Emerit Benedict al XVI-lea, înseamnă a lăsa ca Dumnezeu să ne transforme. Să încetăm să credem că noi suntem unicii constructori a existenței noastre. Înseamnă a recunoaște că suntem creaturi, că depindem de Dumnezeu. Și astfel, pierzând viața noastră, în El putem să o câștigăm. Acest lucru cere să facem alegerile noastre în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi nu mai putem fi creștini ca simplă consecință a faptului că trăim într-o societate care are rădăcini creștine. Și cel care s-a născut într-o familie creștină și a primit o educație din punct de vedere religios, trebuie în fiecare zi să-și renoiască alegerea de a fi creștin, adică să-i dea lui Dumnezeu primul loc în fața tentațiilor pe care societatea actuală îi le propune în continuu. Să-i cerem Sfintei Fecioare Maria să mijlocească pentru noi harul convertirii. Ea, care a stat sub crucea Fiului ei, să ne ajute și pe noi să-L recunoaștem pe Iisus, nu doar în momentele de glorie, ci și atunci când este pe cruce și suferă pentru noi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez iertarea păcatelor,
aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte cu tărie toate greutățile și suferințele pe care aveau să le întâmpine în urmarea Lui, Iisus le-a arătat pentru câteva clipe strălucirea Sa dumnezească. Să-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească în noi lumina credinței, prin care, dincolo de vărul celor materiale, să vedem frumusețea Sa, izvor de nespusă fericire. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul prea iubit al Tatălui, fă ca în viața Bisericii să strălucească frumusețea chipului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne să vedem și să prețuim în frații noștri măreția Harului Sfințitor. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin artă și tehnică să fie recunoscută și preamărită înțelepciunea lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe oamenii de știință, pentru ca de la cunoașterea lucrurilor create să ajungă la cunoașterea Creatorului. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i cu speranța răsplății veșnice pe cei aflați în suferință. Te rugăm, ascultă-ne! Alină-i pe muribunzi cu bucuria că într-o zi vor fi primiți în lumina împărăției Tale veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne și nouă fericirea de a vedea strălucirea Ta dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Celest, Tu ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău prea iubit. Întărește credința în inimile noastre, pentru că lăsându-ne călăuziți de ea, să ajungem în strălucirea împărăției Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spere de păcate și să sfințească trupurile și sufletele credincioșilor Tăi, pregătându-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul
Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte, Sfânta, Totputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. El, după ce le-a prezis ucenicilor propria sa moarte, le-a descoperit pe muntele cel sfânt strălucirea sa dumnezeiască, arătându-le astfel din lege și profeți, că numai prin suferință avea să ajungă la biruința învierii. De aceea, împreună cu puterile cerești, preamărim și noi pe pământ maestatea ta, cântând fără încetare. Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a dat la binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu,
al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-a adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde, pe frații noștri răposați, și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu prive la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Amin.
Dăruiți-vă pacea. Acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm! După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi Tale, voim să-Ți aducem mulțumire pentru că încă de pe pământ ne faci părtași de bunurile cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează în această zi, păzește-mă, povăzuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Vă mai rețin atenția puțin cu anunțurile. Continuăm, iubiți credincioși, și săptămâna aceasta să ascultăm cuvântul de învățătură al părintelui Pius Petru Iancu din cadrul Sfintelor Liturghii de Miercuri și Vineri. Tot în aceste zile, săptămâna aceasta, ministranții și copiii din Acțiunea Catolică și Scout ne invită la devoțiunea căii Sfintei Cruci, pe care o vor pregăti și conduce ei. Vineri și sâmbătă din săptămâna aceasta sunt primele din luna martie, cu devoțiunile obișnuite la Inima lui Iisus și Inima Mariei. Vineri vom vizita bolnavii. Întrucât se apropie zilele de 1 și 8 martie, tinerii din Acțiunea Catolică vin și anul acesta cu o paletă diversificată de mărțișoare și articole, pregătite cu multă îndemânare chiar de către ei. Vă stau la dispoziție la intrarea în biserică. Ceea ce se obține din vânzarea acestor obiecte este folosit în scop caritabil. De aceea ei vă sunt recunoscători. Organizatorii campaniei 40 de zile pentru viață ne-au cerut sprijinul pentru ca să fie înlăturat riscul de a se fi făcut în zadar ceea ce s-a făcut până acum. Au nevoie de persoane pentru zilele de luni, miercuri și vineri. Cei care credeți că puteți să acordați timp din timpul dumneavoastră pentru a fi prezenți acolo, chiar și pentru o singură oră, vă rugăm să vă anunțați la biroul parohial. În perioada 7-13 aprilie, întrucât suntem în anul dedicat tinerilor, în colaborare cu Oficiul Diecezan pentru Pelerinaje, se va organiza un pelerinaj pentru tineri cu destinația Polonia. Pe parcurs vor fi vizitate diferite sanctuare mariane de pe teritoriul României, Ungariei, Slovaciei și Poloniei. Pentru mai multe detalii, cei interesați, adresați-vă părintelui Cristian Bârnat.
Colecta de astăzi, așa cum a fost anunțat, este pentru Caritas. Mulțumim pentru ofertele dumneavoastră. De asemenea, cei interesați, vă anunțăm, a apărut ultimul număr al revistelor Lumina Creștinului și de la Răsărit la Apus. Le puteți procura fie de la intrarea în biserică, fie de la biroul parohial. Vă dorim în continuare un post binecuvântat cu toate harurile necesare pregătirii adecvate a sărbătorilor pascale. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Binecuvântează-i, Doamne, pe credincioșii Tăi cu binecuvântarea veșnică și ajută-i ca în așa fel să îmbrățișezi Evanghelia Fiului Tău unul născut, încât să suspine mereu după acea mărire pe care ai dezvăluit-o apostolilor în schimbarea la față, și să poată ajunge cu bine la ea. Și pe voi toți să vă binecuvânteze Atotputernicul și Milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace!